Astă seară, în finala Cupei României, șef și Universitatea Cluj. Am înțeles, Cristi Balaș, tot Clujul ține cu Universitatea. Păi, în primul rând sunt clujan, în acest moment. Și în al doilea rând, se eliberează un loc de Europa. Am beneficiat de eventuală victoria celor de la Cluj, am beneficiat și noi indirect de acest rezultat. V-a ajutat faptul că, credeți că v-a ajutat faptul că Farul a câștigat deja titlul? Eu zic că da. Gândindu-mă la ultima etapă. Păi în primul rând au sărbătorit. Există acea miză care ar fi fost în situația în care aveau obligatoriu nevoie de victorie pentru a câștiga campionatul. Și e normal. Deci va veni, crezi, Hagi cu Puștii, dar să nu fie Puștii lui Hagi, toți foarte combativi. Păi sunt o echipă, e o echipă care are soluții. Hagi a demonstrat, de exemplu, meciul de la Craiova în care a avut 6 absențe importante și cu toate acestea a fost echipa mai bună. S-a echilibrat jocul doar după ce a fost eliminat Alibec. Sunt două meciuri de interes în care echipele adverse nu au nicio miză, indiferent că vorbim de șef și sau de Faro. Tocmai de aceea că e bătălia aceasta indirectă cu cei de la Universitatea Craiova a punctat. Noi nu ne luptăm cu ei, nu. Noi luptăm împotriva celor de la Faro. E adevărat, dar bătălia indirectă aceasta este. În cazul în care CFR ar pierde... Noi suntem preocupați de meciul nostru. Dacă, Doamne ferește, pentru voi ați pierde meciul cu Farul și ei ar bate în ultima etapă Șepșii, v-ar depăși în clasament. Tramul de dacă. Deocamdată e de dacă la finala din această seară. Vom vedea goluri multe? Mi-o zic să fie un spectacol frumos. Și... Până la urmă, finala Cupei României reprezintă sărbătoarea fotbalului românesc, în care sunt două echipe valoroase, două echipe care au avut o creștere frumoasă în acest sezon și ar fi trebuit să fie și cea mai bună brigadă de arbitraj. Ar fi trebuit și nu este? Păi Cătălin Popa la centru și Ișvan Kovac în camera var. De ce nu este? Poftim? De ce nu este cea mai bună? Păi, ce nu să știu eu? Calimera. Întreabă-și tu frumos, Calispera sau care? Calimera e de dimineață, Calispera. Întreabă-și tu frumos, da. E cu spera. E mai în formă, l-a simțit în formă. De care? Mai există o etapă în acest weekend. Se fac, cornulețe? De cozonac. Se fac cornulețe? Ce ați spus? Ba, e important, pentru că dacă va câștiga un Cluj, aveți șansa la baraj de pe locul 4. Este ceea ce spui, așa e. E o finală de cupă și aceea îți dai seama că toată lumea e. Sunt stări diferite de spirit, eu știu, fiecare cu obiectivele îndeplinite, știi? Sunt voie și o luptă crâncenă acolo, mă gândesc, îți dai seama. Nu, sigur, sigur. Clujul păi, mi se pare pe un trend ascendent, Clujul. Păi, asta spune, e o șansă, când au mai fost? Au mai fost odată, parcă într-o finală de Cupa Ligii, acum câțiva ani, unde erau cu Falu, parcă, da. Sau nu știu ce, și acum... Dar, Sorine, Sorine, la modul sincer, ți-ar conveni barajul cu cealaltă Craiova? Nu contează cu cine dăm barajul. Îți dai seama că dacă dăm barajul cu... Să umple stadionul, mai facem, că jucăm la noi acasă. A, mai faceți un ban, a? Mai facem și un ban. A, ai început să ai discursul ăla la Gigi Becali, am înțeles. Păi nu, dar am discursul omului de la birou, de la club, ăla care... Ăsta sunt obiectivele noastre, nu? Să trecem bani. Da, n-ar fi mai bine să nu fie Craiova, pentru că îți dai seama, va veni montată, va veni rea, va fi și pentru ei, va fi și pentru ei meciul vieții lor. Pentru Mititelu va fi meciul vieții lui. Și pentru noi meciul vieții noastre. Finală
întotdeauna se tratează ca o finală, fără, fără echipe outsidere sau favorite. Este o finală atipică, finală unei, în urma unei competiții care mie mi s-a părut destul de, de neatractivă, ca să nu intru mai în, în subiect, mai mult în subiect, o cupa României care și-a pierdut strălucirea. De sold out la, la, da, Sibiu. Da, o fi. Nu, nu mai sunt bilete. Nu spun nu, eu spun doar că acest format al Cupei României mi se pare un format cel puțin modest, cel puțin decent. Nu mai există acea exuberanță a Cupei României, nu mai există acele modalități de a ajunge în fazele finale prin diverse avem o filmare, o finală atipică cu Universitatea Cluj, cum e competiția surprizelor. Rămâne în continuare o competiție surprizelor. Mă refer la competiție, nu, mie organizare. Mie mi se pare o ce s-a întâmplat, adică este organizarea acestei Cupei României mi se pare făcută de niște nespecialiști. N-ai văzut, au niște specialiști grupe. În Belgia. Da, mie mi se am dreptul meu de a spune, mie mi se par nespecialiști. Mie mi se par că s-au apucat acum de... Interesul echipelor nu mai interesează pe păi, interesul de nu dar poate sunt fi bani și acolo. Din acest înțeleg lucru. Că este cea mai mare primă din istorie care este acordată câștigătoare anul acesta. Da, Ioan. E cea mai mare sumă care a fost dată. Și locul de Europa. Ioana. Crezi că interesează pe FCSB sau pe CFR-ul Sudeni? Nu, dar cred că ar fi vrut Craiova lui Mihai Rotaru să fie în acest moment sau Rapidul câștigătoare de cupă să joace finala pentru că Europa ține de locul acesta. Dar nu sunt. Dar noi când am jucat finala cupei. Dar nu sunt. Am jucat pentru 100.000 premii. Dar nu sunt. De, nici mai știu. Era mai mult atunci. De mai mult. Ioana, nu toate finalele pot să fie ca aia din 95. Din nou revenim la acea finală. Competiția și are dreptate. Da, competiția nu mă interesează. Așa este. Este o competiție ai, slabă. CFR nu putea să intereseze că au fost și au jucat în cupurile europene? CFR tremură în acest moment, că nu știe exact în ce postură Ioana, este. Ioana, cu patru etape erau campioni și puteau să scrie campionat. Crezi că interesa Cupa României? Hai să fim serioși. Mie mi se pare că e greșit să nu te intereseze. Mi se pare greșit să nu te intereseze. Eu vreau să întreb. Gândește că de 3-4 ani, gândește cine joacă finalul. I-aș întreba de nu pe acești specialiști care s-au ocupat de această competiție, cum văd ei aceste grupe? Cum te-ai gândit ca în grupele Cupei României să joace, să joace echipele, doar unele dintre ele să joace meciuri, unele să nu joace meciuri? Adică, mi se pare absolut ridicol să faci un asemenea dar atâta timp când președinții au acceptat lucrul ăsta. Da, dar atunci, stai puțin, dacă vine cineva cu o sumă mai mare de bani, înseamnă că trebuie să facem exact ceea ce spun. Această competiție avea o identitate, o istorie. Era Cupa României. Cupa României, e tot Cupa României este, repet, nu înțeleg. Cupa României, începerea campionatului, îi cheamă și le spune Cupa României anul ăsta să faci așa. Toți spun ok. Atunci care-i problema? Credeți vreodată că va ajunge vreodată Cupa Angliei să schimbe toți formatul? Nu, nu își va schimba pentru că e Anglia. Cupa Italiei. Noi tot nu-mi timpul ne comparăm cu alții. Sistem. Noi nu putem să ne comparăm. Nu știu cine e fericit cu acest sistem. Da. Clujul și Sepsi. Universitatea Cluj e fericită și Sepsi. Dar știi ce se va întâmpla peste 5 ani de zile, așa cum ne-am obișnuit cu play-off, play-out? Nu ne-a plăcut. În primii, întotdeauna când se modifică ceva, există e back-off-ul omului. Orice noutate îl scoate din zona de confort și nu-ți convine. Primul lucru pe care îl spui e că nu-ți convine. Nu. După 6 ani de zile o să ne obișnuim și cu... Da. Nici mie nu-mi place, acest că, format. Îți place că locul 9 că poate juca acum cu locul 4 și să elimine locul 9 locul 4? Da. Asta mie da. Nu-mi place. Păi da, am fost în formatul vechi, nu erau problema surprize. Problema, Dane, și care nu trebuie să placă mie și da, dacă ok, bine, noi ne dăm cu părerea. La președinții noi... care votează la revedere. Noi ne dăm cu părerea, asta ne-a și întrebat Ioana, să ne dăm cu părerea. Cupa României, Sepsi cu Cluj, nu poți să-ți dorești decât un meci în care să ai la ce să te uiți. De obicei, finalele nu se joacă, se câștigă, de obicei finalele sunt printre cele mai urâte, cu mici excepții, pentru că este miza trofeului. Astfel, cu siguranță asta vor regăsi și diseară, o miza a trofeului, o miză, o presiune pe umerii jucătorilor, pentru că
E un trofeu, e al doilea trofeu din țară. Mă rog, dar eu poate spun avem noroc pentru cei de la șef și frumoasă. Este și Europa și e importantă Europa pentru că își doresc foarte mult să meargă în Europa. Te rog. Legat de finală, au apărut o grămadă de discuții acum că la Sepsi se caută antrenor și că deja discuțiile ar fi foarte avansate cu Ciobotariu. Sunt curios echipa cum va percepe aceste zvonuri sau cum percep oamenii din jurul echipei și chiar jucătorii zvonul ăsta acum că Bergodi nu mai rămâne. Pentru că am înțeles după ultima etapă de campionat că el va rămâne, îi se va prelungi contractul. Așa am înțeles și noi în urmă cu o săptămână când spuneau cei de la Șep și că i-au pus prelungirea pe masă lui Cristiano Bergodi. Dar am văzut informațiile din ultimele zile sunt legate de înlocuirea, nu de semnarea unui nou acord cu Cristiano Bergodi, înlocuirea acestuia cu Liviu Ciobotariu care se va despărți de cei de la Voluntari. Revenind la finală, Dănuț Lupum, va târna în vestiarul lui Șep și această discuție despre înlocuirea lui Cristiano Bergodi? Nu s-a gândit nimeni. Poate Bergodi n-a vrut să mai semneze pe lungime. Poate are altă ofertă. Și acest aspect este posibil. Și poate câștigarea trofeului Șupei îi ridică și cota. Ridică mai ales că el a câștigat încă două trofee. Da, eu oricum nu cred că va reuși. Eu merg pe mâna lui Năluț. E fratele meu și nu. Sabo, Clujul câștigă. Ce îi poate motiva? Pe ei nu pot să meargă în Europa. Doar așa, trofeul, istorie. Al doilea trofeu. Nu știi cum e, contează ca palmares. Nu trebuie neapărat să merge în Europa. Și pentru ei și pentru Năluț ar însemna un lucru extraordinar să câștige cu palmares. La urmă, că nu joacă. Asta e iarăși o problemă. Eu cred că Federația Română de Fotbal, dacă nu ai drept să joci în Europa, de ce mai joci? Da, este o întreagă discuție asta. Da, de ce mă? Uite cum s-a întâmplat și cu CSS Steaua. Bă, dacă n-au voie să promoveze în divizia B, nu cheltuie bani publici, de ce îi lasă să joci? E o mare problemă asta. Este un semn de întrebare. Strică aici competițiile și la promovarea din Liga a doua. Da. A fost iară multe probleme. Dar mai acum pe care Năluțu, eu îmi doresc enorm de mult să câștige Năluțu, să câștige Clujul. Dar, iarăși, mă lași o echipă să joace finala, dar n-are dreptul în cupul european. Dan Chilom. Lucru ciudat. Da. Păi, dacă vorbim despre dreptul de a juca într-o cupă europeană, mie mi se pare absolut straniu să ai o finală în care una dintre echipe să nu poată participa, să reprezinte țara. Deci e cupa României, dar câștigătoarea de astăzi este posibil să nu poată să reprezinte România în cupele europene. Da, bun, asta este cupa României. Cupa care României, dar nu rămâne acasă. Putea, pentru că n-am finalista se duce. Este exact încheia în care este și fotbalul românesc actual. Domnule Dragomir, avem finala cupei astăzi, ca să rămânem într-un registru optimist. Șep și Universitatea Cluj, poate Universitatea Cluj, echipa lui Năluțu Sabo, să producă surpriza, pentru că ar fi o surpriză. Nu știu, dar cei de la Sfântul Gheorghe, despre care am o impresie foarte bună, au făcut o gafă anunțând că îl dau afară pe Bergodi. S-ar putea să... Bine, performanța e așa de mare încă nu pot pune tălci, dar și jucătorii și antrenorii parcă merg cu frâna pusă acum la competiția asta datorită faptului că n-au fost un pic diplomată. Spune, nu, dom'le, noi, antrenorul nostru, nu ne despărțim de el și poi vine-l dă de afară, nu e nicio problemă. Păi au spus acum o săptămână, eram aici în emisiune, când au spus că i-au pus pe masă prelungirea contractului. I-au pus pe masă o nouă ofertă de prelungire a contractului. Cred că prelungirea contractului imobiliar, unde stă el acolo. Nu știu de ce n-a fost. Florin Modrog, remarcai. Și eu am spus mai devreme același lucru ce spune și dumneavoastră, că și eu consider că a fost total, nu știu, nepotrivită această știre legată de eventuala venire a lui Ciobotariu, chiar înainte acestei finale. Mi s-a părut ceva anormal și care poate lăsa urme vis-a-vis de, eu știu, evoluția echipei chiar. Bun. Goluri multe astăzi? Nu. Mă îndoiesc.
Mă îndoiesc că vor fi goluri multe. Părerea mea este că e un meci, va fi un meci echilibrat. Că se joacă cu, pentru că e miză, e trofeul pe masă. Neluțu Sabon, ca antrenor, a revenit după o pauză foarte mare, a revenit pe bancă și iată că a făcut niște lucruri remarcabile la Universitatea Cluj. Dumnezeu, dacă ești un om serios cum este, el, este imposibil, Dumnezeu, să nu-ți vină și rezultatele. În primul rând, e un om serios, Dumnezeu, stai de vorbă cu el, ce spune și ce aia face. Nu ca alții anglicari din ăștia care uitați-vă cum se îmbracă și ce îmi place de el, cum vorbește și astea. Adică este de altă rasă, băi, frate.